Domnilor și domnilor, am revenit alături de dumneavoastră. Începe Supercupa Amoliga. Se joacă primul meci. L-a făcut o selecție a celor mai buni jucători sau a celor care au fost disponibili pentru a evolua în aceste momente. Și nu a apărut în raportul de joc Victor Golovatencu, aflat și el pe margine, echipată. Probabil e o greșeală tehnică. Burlacu, Onică, Golovatencu, Iepureanu sunt în teren. Mingea este milimetric ratată de către Onică. Din nou recuperează echipa din sudul țării. Mai periculoasă ca acolo în aceste momente. Un șută care se începe lângă poartă. Igor Fedorov este cel care a tras. Fedorov. Onică este 1-0. Pur și simplu au adormit la această fază defensivă cei de la Amoliga Cahul. 1-0, să spar gheața și probabil vom mai avea goluri în această supercupă. Burlacu este primul care părăsește terenul. Onică, minge scoasă, balon care ajunge la Adam, pus în spate pentru Golovatencu, din nou Adam. Adam este 2-0, Onică reușește dubla din acest moment. După cum vă spuneam, vor curge golurile la poarta echipei din sudul țării. Era foarte important minutul în care vor reuși să deschide scorul cei de la Amoliga Chișinău, net superior și ca lot și ca joc în această primită. Lașcu de la distanță. 10 minute scurse din această finală, 2-0. Dupla lui Onică face diferența până acum. Mingea este foarte aproape de a intra în poarta lui Ciobotare. Cea mai periculoasă fază pentru echipa din Cahul, de către cei de la Amoliga Cahul. Lașcu. Lașcu fața porții. Balonul intră în poarta cele din urmă. Mara reușește să facă 3-0. Nu au făcut și nu fac în continuare jocul defensiv cei de la Amoliga Cahul, iar asta îi costă. Suntem în prima repriză. Chișinăuienii nu par să forțeze, dar este 3-0. Probabil la 0-0 ar mai fi fost discutabil această fază. La 3-0 nu mai contează. Șumchin, mingea este din câțiva metri trimisă pe lângă poartă. Iuri Stancev este cel care nu a reușit să-l învingă pe Cebotare, însă ultima fază a arătat mai bine pentru jucătorii de la Cahul. Bună și pirurieta acestuia pentru a evita contactul cu un adversar. Roman Șumchin pe partea dreaptă. Șumchin primește balonul. Șumchin, mingea este scoasă de Cebotari. Prea moale această execuție. Tardachi pe partea stângă. Balonul pentru Mara. Lașcu. Lașcu a trimis bine la bara a doua. Mingea lovește transversala foarte aproape de 4-0 chișinăuienii. 3-0 pentru echipa din Chișinău. Din nou Cebotari scoate și probabil au nevoie de mai mult noroc cei de la Amoliga Cahul, sau dacă se va anunța fluierul final acestei prime reprize. 3-0 la pauză, noi ne auzim foarte curând. Cu noroc a rămas balonul pentru echipa din Cahul. Minge la Șumchin. O nouă ocazie. Minge pe partea stângă pentru Onică. Mică, Burlacu, minge întoarsă la Iepureanu. Iepureanu lovește bara. A fost Kent la Iepureanu, apropo. Nu au intervenit arbitrii. În mod special în repriza a doua, la 1-0, Juric a fost înger pozitor pentru echipa din Tiraspol. Lașcu a pierdut balonul. Balonul este scos de Istrati. Zaporojan. Va fi o lovitură de la 7 metri. Lovitura de la 7 metri scoasă de Fedorov, dictată ușor. A fost un contact acolo între el și Negara. Fedorov, gol! Echipa din Cahul reușește să reducă din diferență. 3-1 în meciul cu Amoliga Chișinău. Strati la Lașcu, au greșit din nou. Strati, cât de bine a intervenit
Fiodorov scoate balonul la Zaporojan. Mâța. Mâța trece de Iordache, Mâța mingea scoasă bine. O nouă ocazie ratată. Care cere lui Iepureanu să nu stea în zona centrală. Lasă mingea pentru Lașcu, Lașcu balon trimis perfect pentru Mara, este 4-1. Iar gafa făcută de Șumchin în momentul în care a ales să se certe cu arbitrii îi costă pe cei de la Amoliga Cahul. Acum însă au posibilitatea să-și aducă al 5-lea jucător în teren. În cazul în care au încasat un gol, pot Zaporojan evită pe Unica. Minge scoasă pentru Șumchin. Balon la bara, doua gol! Din nou reduc din diferență. Foarte relaxați în pare jucătorii lui Iepureanu. Să vedem dacă vor reuși să surprindă această relaxare a echipei din Chișinău. Probabil și ei sunt conștienți de faptul că sunt favoriți, că au mai multă experiență fotbalistică. Adam a furat balonul. Nici vorba de faul la această fază. Lașcu, din nou Adam. Golovatenko face 5-2. În cele din urmă au reușit să marcheze din nou chișinăuienii. Nu erau dubii după prima repriză cine va fi învingătoare. Singura întrebare era doar care va fi rezultatul final. 5-2 în aceste momente și foarte curând vom auzi și ultimul fluier din partea brigăzii de arbitri. O victorie meritată, în urma două victorii, 5-3, 5-2 pentru Amoliga Chișinău, iar 1 aprilie se anunță a fi ziua în care vom vedea pentru prima dată noua ediție de campionat. Și vă uitați foarte curând la această nouă ediție a Oliga de Primăvară. Un succes la tuturor echipelor. Așteptați spectacolul la final. Turneu, cum spunem așa, e mai mult implicat, mai multe meci, măcar că două meciuri, nu unul, pur și simplu, când mă super cupă. Și sper că am fost bucuroși noi să vedem și mulți suporteri, nu trebuie să de mulți, dar destul că sunt. Asta e binevenit, suntem bucuroși să-i vedem la meci. Cred că și ei tot le este dor de fotbal. Și cred că o idee e foarte bună. Plus asta ne bucurăm că SOC, adică, se întinde pe toată Moldova. Adică asta e bine. Sperăm tot mai mult și mai multe echipe să legitimeze în turneu, și, adică în turneile cum și în Cahul. Cahulul tot, spunem, să menționăm echipa asta că a ajuns în final. Au arătat un fotbal destul de bun, o luptă, o dorință. Sunt niște băieți, adică sunt și băieți la ei, experimentați. Le dorim numai bine, succes și totodată și la alte echipe la fel. Cred că ne-a lipsit jocul în echipă. Undeva, cred că dăruința din partea fiecărui jucător n-a fost până la capăt, dar la fiecare moment, chiar la golurile marcate în prima repriză, care nu juca până la capăt cu jucătorul, care se oprea, care, pur și simplu, spune lipsa de experiență și puțin noroc.